avem altă smerenie și ca să putem răuși, ca să spun, pe globul ăsta pământului este o ispită care diavolul ne îndeamnă să-i zic cuiva. Și dacă i-am zis, doare capul și pe cel și pe mine și-i spui așa la gând. Am să-i zic, dar nu azi. Am să-i zic mâine. Și când am ajuns mâine, e tot azi. Că diavolul cată să-i zic azi eu. Cuiva ca să-l jăcnesc. Și atunci, ca să nu-l jăcnesc, îi spui așa, dacă vezi că ești, nu te-ai biruit, nu dai atenție. Zici rugăciune în gând și mergi mai departe. Dar dacă vezi că te îndeamnă să-i zici, îi spui așa, am să-i zic, dar nu azi. Și când am ajuns mâine, nu mai este mâine. Când am ajuns mâine, tot azi, că trebuie, că diavolul așa mă îndeamnă, să-i zic omului azi, să-i zic. Și Îngerul Dumnezeu mă îndeamnă să-i zic mâine, ca să pot scăpa de ispită. Și ca să spun așa, are un lucru mare dacă ai ajuns și trăiești undeva, unde poți să te discurzi cu mărturisirea, cu iertarea. Eu atâta vă spun. Unii mă duc, tot de mine dau și nu-mi place cum trăiesc. Și atunci au venit amoanul, părinte, ne-au spus așa. Ajunge cât ai învățat pe alții, mai învață-te și pe tine, adică pe mine. Eu învăț pe alții și eu nu iau aminte. Și atunci, dacă eu tot vorbesc, tot dau sfaturi la alții și eu nu corespunde, vai de mine. E nevoie de mare, mare nevoie este dacă capătă cineva duhovnic. Numai prin duhovnic și sfaturile Sfinților Părinți, că Duhul Sfânt lucrează numai în Biserică Ortodoxă. Au venit niște persoane de alte credințe, musulmani, au venit, dar și ne-au trămas. Amoan au venit, așa. Și i-am spus că adevărata credință, toți care ascultă de Biserica Ortodoxă este sfință. I-a luminat Dumnezeu și a făcut minuni și a arătat adevărul numai în Biserica Ortodoxă. Dar acela care era unul, nu știu ce, în București, așa, tot pe la conducere, și el e musulman. Și am spus, m-a întrebat, și nu se mântuiesc musulmani? Și tot a început a se nerva, și nu se mântuiesc? I-am spus, uite ceva, n-ai zis anic, că se mântuiesc sau... I-am spus o glumă, știi? Dar adevărul este în Biserica Ortodoxă. Și am, ca să, cum să spun, care sunt căsătoriți sau noi căsătoriți, trebuie să avem a ne ierta des și a ne ierta și dacă noi nu ne rugăm și nu ne ducem la biserică și când auzi pe cineva că nu mai aleargă la bunul Dumnezeu, vai de mine, nu mare valoare căsătorie, cât e din tătănica să divorsează. Unul apucă într-o parte, altul altă parte, vai de mine, e nevoie de rugăciune, a ne ierta. O bocănet? Nu. Așa. Și
cât putem a ne ierta și a ne duce la biserică. Cine are pe biserică de mamă, vom avea pe Dumnezeu de tată. Vai, săraca lume, șamucu, o intra multe sete în țara noastră. Am, nu știu, dar atâta vă spun, vom reuși dacă vom folosi slujbele care s-au pus prin aparate. Că dacă, ca să spun așa, eu sunt bolnav, așa, și nu mă pot duce la biserică, cât bolnav. Și atunci pui aparatul să aud Sfânta Liturghie. Și dacă eu pot să mă duc la biserică și nu mă duc, n-are valoare că ascult la aparat. Că dacă te duci la biserică, dai un pomenic, te rogi, te ostenești, mai multă plată ai, chiar ai aparat. Și aparatul atât ajută numai pentru cei care vreau să ducă și la biserică și nu se pot. Și așa le de folos să asculte la aparat. Și la aparat, dacă asculți, nu trebuie să vorbesc. Trebuie să știu ca în fața lui Dumnezeu. A venit un domn pe aici și a spus așa. Vai de mine, de asta am venit, mă clatin în credință. I-am spus, cum te clatin în credință? Dar de când te-ai născut? N-ai cunoscut puterea lui Dumnezeu? Și atunci i-am spus, numai prin pocăință și prin mărturisire și a ne duce la biserică, a ne scula noapte și a împărți somnul. Că dacă eu, ca să spun, vreau să duc viață de pocăință și caut să dorm, așa să împărt, să dorm tot somnul grămadă. Și vreau să mă rog tot grămadă, nu, nu dă rezultat, amă, trebuie așa, să pui în minte că să dorm din rugăciune și a împărțit somnul, că dacă eu împărțesc somnul, un diavol îmi spune că să dorm. Duhul Dumnezeu mă îndeamnă să mă rog. Și atunci, dacă am părțit somnul, Duhul Sfânt să las să-mi țăt. Uite asta, dar e nevoie. Am părțit somnul. N-ai văzut pe la mănăstiri? Cată să-mi partă somnul. Rugăciunele de la miezul nopții. Și care caută să doarmă din rugăciune, sunt cum Duhul Sfânt lucrează prin oameni. E nevoie de rugăciune și a ne ierta și cândva vom răspunde de viața noastră. Și dacă mă păzesc de cele mici, vom scăpa de celante mari. E nevoie de duhovnic. Dacă n-avem duhovnic, suntem de plâns. Uite asta. Dumnezeu să vă ajute. Pentru cum se face să ne luptăm cu gândurile care ne chinuie? Pui ceva. Gândurile sunt niște diavoli. Eu spui din partea mea. Când am văzut cândva, când eram mai tânăr, o da navală gândurile, cele rele. Și atunci m-am hotărât ori să nu stau de vorbă cu gândul. Și atunci diavolul a luat chip. Și după ce a luat chip, numai prin rugăciune, părintele op, așa ne-a spus, să nu adorm de, adică odihnit fiind și să mă culc. Să mă culc
Când s-a obosit de metane, să-l înstrunez pe trup, pentru că alta când ești tânăr și alta când ești bătrân. Bătrân când ești, ajungi mai mult a te păzi, a nu judeca și avea mărturisirea și am căință în suflet că sunt păcătos, că dacă trebuie să mă păzesc a nu judeca, că când mă pune la rugăciune să n-am nică cu nimeni. Dacă are altul treaba lui, îi nevoie de rugăciune. Dar dacă altul nu mă iartă pe mine, eu pot să mă rog? Poți să te rogi, chiar dacă el nu mă ierta pe mine? Și uite ceva, două feluri de iertare. O iertare, une, și iertare de la cineva. Și nu lasă inima. Și el zice așa, Dumnezeu te ierte. Dar cu inima nu. Adică te iertă, dar nu te uită. Și atunci e o treaptă mai mică. Și când ai ajuns, când îl ieși din inimă, atunci vei capata puterea Duhului Sfânt. Trebuie să am smerenie, să vă pitesc mai bun și să am milus. Și ai îndemna a să duce la mărturisări. Că dacă mă duc la mărturisări și îmi pui minte că eu sunt cel mai păcătos, Duhul Sfânt ne ajută. Dar atâta spun. Să vedem din ce m-a furat somnul. Și când am adormit și diavolul ne-a o dat navală prin gânduri, prin visuri, ori prin videne falușă, că sunt visuri și de la Dumnezeu, dar părinte Cleopa, ca să nu se răzime cineva pe visuri, a spus așa, toate visurile sunt de la trași. Așa. Și atunci, ca să putem scăpa, și am spus și pentru pusnici care stau să roagă pentru lume, stau retrași la rugăciune prin pustiuri. Eu le-am spus așa, fără duhovnic îi prime, fără duhovnic îi primejde, că diavolul s-a seamnă exact cum o oaie îi sângură și s-a protit de culcușul lupului și o mănâncă în liniște. Oaia e omul, ori călugurul care se nevoiește și el ca să nu și mâncat de lupul înțelegător, trebuie să ducă la duhovnic, să-i spui, părinte, atât am dormit, atât am rugat și ajutați-mă să scăp de diavol. Că diavolul întâi e chip de gânduri și dacă eu am început a face voia lui și vreau să mă retrag de el, e chip. Și dacă, ca să spun așa, vai Doamne ferește, îi primește, că dacă noi nu ne ducem la biserică, nu ne mărturisăm, nu ne iertăm, intră diavolul. O venit, nu mai iese cum era înainte. Am o mulțime de lume, nu se mai duce la mărturisări, nu se mai duc la, nu se mai cunună, intră diavolul. Și-au venit persoane care au intrat diavolul în ei. Și dacă a intrat diavolul în ei, și eu ca să i-am spus, duc la preoții bisericii, la mărturisesc Sfântul Maslu, nu la mine. Și am zis și o glumă așa, ca să nu se smintească prea tare de mine. Am zis așa,
Vai de mine, cum de-a zeni cu atâtea duhuri? Tare mă tem că s-am pun și cu Am arătat că am și eu duhuri. Dacă nu-mi păzesc mintea, și eu îs ca și oricare. Am nevoie să-mi păzesc mintea. Dacă mă păzesc, voi scapa. Îi nevoie să ascultăm de Sfinții Părinți și trebuie să căutăm pe părinții care sunt sporiți. Dar amu atât au rămas. Cine s-a trezit, n-are altceva decât să plângă. Dar să nu plângă cumva și există aici. Mă pot înșala și pot înșala și pe alții. Trebuie să plâng și mă așteaptă din colo. Și un loc să mă rog, vai de mine, amu atâta, mi-a spus un părinte. Mai puțin a vorbi și mai mult am mă ruga, că dacă eu tătă zău vorbesc și unii persoane dăm pe urete așa că proclu se roagă. Și între mă răspund să vadă, să vină, să vadă cum mă rog, tătă zău hodorogesc. Nu. Eu-i trămă la preoță biserice, că e cât am dat sfaturi și-au făcut. M-a turnat cineva că eu îndemn lumea să fugă pe munți. Și eu le-am spus așa, oricât ai fugit pe munți, ori în altă parte, tot în Europa ești. Tot în Europa, n-ai încotro. De la fața al Dumnezeu nu putem. Numai atât au rămas fiecare cum poate scapa de lațurile vrășmașului. Și când mă pune la rugăciune să n-am nică cu nimeni. Și e totul cum te luminează Bun Dumnezeu dacă ai duhovnic. Vei scăpa de lațurile diavolului și lațurile diavolului de multe ori printre noștri. Adică ne poate ataca prin a noștri. Prin rude, prin părinți, da. Prin copii. Și cu cât pot, trebuie să nu-i jăcnesc. Că dacă îi jăcnesc, atunci m-am încurcat. Trebuie să iert pe toți. Și îi spui la gând, dacă văd că-s biruit de răutate, îi spun, am să-i zic, dar nu azi, am să-i zic mâine, asta-i. Și avea cărți de la Sfinții Părinți și asculta de biserică. Ce să spun, iertați-mă și mergeți sănătoși. Că aș mai sta, da. Pentru mine e de referitor la gânduri, da? Că eu știu, vin gânduri care de fapt de dreptul simți că nu sunt ale tăi. Da. E o luptă în interior cu alte gânduri care vin cu altele, care tu le simți că sunt buni. Nu, uite ceva. Cât pot, trebuie, dacă văd că dă navală, le scriu. Și când mă duc la duhovnic, mă mărturisesc și trebuie să-i spun duhovnic. Orice gând, orice fel. Oricum. Și când vezi că vine și scată și sporce mintea, așa, în privința bisericii, în privința Mântuitorului, a Sfinților, scată diavolul să sporce mintea, așa îi spui, tătă hula ta asupra capului tău să fie. Și pe urmă zici, slavă ți-i, Doamne, slavă ți-i. Și pe urmă să încerc să zic așa, Doamne, Iisuse, Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Și rugăciunea inimii e foarte jenga și că mai multe trepte până la rugăciunea inimii. Și de la rugăciunea inimii sunt altele, și mai mare. Da, mă, deocamdată trebuie să mă învăț să plânge pentru păcatele mele.
și a nu da jena pe nimeni. Trebuie să zic așa, pentru păcatele mele am făcut. Și pe urmă văd că alte ispite vin mai mari. Și atunci îi spun așa, pentru păcatele mele. Și atunci dacă mă rog și a nu mustra, să nu zic din cauza cutărui eu nu mă mântuiesc. Nu. A ne păzit cele mici. Mergeți sănătoși. Dumnezeu să vă ierte. Părinte, eu simt ceva persoană, că au ceva personal să vă întreb. Pot să rămână? Nu, pot rămâne? Nu mai este că. Sunteți parte? Da, de la Iași sunteți. De la Iași. Da. Mai este la 12 zis că vine mai încă la curăță. Dacă ceva pe 20 de minute mai sunt.